Oamenii lui Dumnezeu, urmează să ascultăm cea de-a doua predică. Luca, capitolul 7, versetul 36. Luca, capitolul 7, versetul 36. Luca 7, cu 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-avea cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a strupit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate-mi sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. Acum când noi suntem aici și ne bucurăm înaintea Domnului, ne aducem aminte și de fratele păstor David Măgduț, care a fost în slujbă la St. Louis. Ne rugăm pentru călătoria lui, Dumnezeu să-l protejeze și să-l binecuvinteze. De asemenea, probabil că trebuia să vă aduc aminte și de faptul că duminica viitoare, când avem botezul în apă, probabil este o ocazie foarte potrivită să ne invităm prietenii care de obicei nu vin la biserică, care sunt neconvertiți, pentru că evenimentul botezului în apă este unul dintre cele mai evanghelistice servicii divine. Puneți lucrul acesta la inimă și încercați să faceți o slujbă pentru Domnul. În seara aceasta am pregătit o predică pe care am intitulat-o La picioarele lui Iisus sau La masă cu Iisus. La picioarele lui Iisus sau La masă cu Iisus. Evanghelistul Luca ne prezintă o întâlnire pe care Simon fariseul o are în mijlocul multor prieteni cu Domnul Iisus Hristos, pe care l-a invitat să vină la el în casă și să mănânce cu el. Luca prezintă această întâmplare în centru căreia se găsesc mai multe personaje, dar două dintre ele sunt personajele de bază și dialogul din pasajul biblic este între ele două. Unul dintre ele este Simon, gazda, fariseul, unul dintre cei mai proeminenți dintre farisei. El stătea la masă cu Iisus. Și cel de-al doilea personaj este o femeie anonimă, păcătoasă, foarte îndrăzneață, dar cu o reputație pătată în orașul ei, care stătea la picioarele lui Iisus. Ambii erau cu Iisus. Unul la masă cu Iisus, celălalt la picioarele lui Iisus. Biblia remarcă în mod explicit că ea trăise în păcat. Versetul 17. Verbul folosit aici
are conotația, înțelesul că trăise în imoralitate. Când a avut loc acest eveniment în casa acestui bărbat care era proeminent în timpul lui, era obiceiul vremii ca la un astfel de eveniment, la un om bogat, la o căpetenie, să se strângă multă lume, să stea pe stradă, să stea la poartă sau să stea la gard și să se uite, să vadă cine intră, cine iese, cât ține petrecerea, cum sună muzica. Punctul culminant al întâmplării, în timp ce erau mulți oameni acolo, mă gândesc că aveau o casă mare, încărcate cu bunătăți, Domnul Iisus era cu Simon la masă, înconjurați de prieteni, de rude, de apropiați. Punctul culminant apare, sau punctul culminant este atunci când apare o femeie nepoftită și după obiceiul vremii imposibil să facă ceea ce ea făcea. Apariția acestei femei nu doar că atrage atenția, dar sfidează tradiția și obiceiurile. Ea a mers la Hristos, s-a așezat la picioarele lui, deși locul acesta, în mod natural potrivit legii ospitalității vremii, era rezervat pentru o slugă pe care stăpânul o trimitea ca la invitatul casei, în cazul nostru Hristos, să-i spele picioarele și să fie un fel de servitor personal. Sluga lipsea, pentru că Simon nu i-a oferit o slugă și nici apă să-și spele picioarele și nimic altceva ce se oferă mai mult sau mai puțin în funcție de nivelul de prioritate pe care îl are gazda, pe care îl are musafirul în ochii gazdei. Ea a început să plângă și lacrimile ei curgeau pe picioarele Mântuitorului și ea ștergea cu lacrimile ei picioarele lui prăfuite. Pentru că avea părul lung și pentru că nu avea altceva să folosească, cu părul ei a șters picioarele Mântuitorului. Apoi a desfăcut o sticlă pe care o cumpărase cu bani mulți. Într-un text similar, în Marcu 14, de pildă, vorbește despre această femeie și spune că cu banii după un an de muncă a cumpărat mirul ăsta, parfumul ăsta foarte, foarte, foarte mirositor. Și când ea a deschis sticla și a turnat pe picioarele Mântuitorului, spune Biblia că s-a umplut casa de parfum. Femeia aceasta a venit fără să fie invitată. A sfidat regulile timpului, ale casei, ale obiceiurilor, locului unde ea trăia, doar pentru a ajunge în prezența lui Iisus. Biblia spune că s-a dus vestea că El era acolo și a auzit și ea. Era o femeie care cu siguranță n-a cumpărat parfum atunci. Îl avea cumpărat mai de mult, îmi asum eu. Nu scrie Biblia asta, eu mi-asum. Îl avea cumpărat mai de mult, pentru că era un vis al ei. Femeia asta, ne spune Biblia, că trăise în păcat, dar probabil că de când încolțise gândul ăsta în mintea ei, mă gândesc eu, tot eu mi-asum, că ori s-a mai liniștit, ori s-a liniștit. În sfârșit, a venit ocazia când a putut să meargă în prezența Domnului, deși a stat extrem de rău, gestul ei a fost extrem de nepotrivit. Nu se făcea așa niciodată. Farisei de genul lui Simon, dacă mergeau pe trotuar și urmau să se întâlnească cu o femeie, treceau pe trotuarul celălalt. Așa dezvoltase ei o repulsie pentru femei. Atâta inferioritate acordase femeilor, încât nu le dădea nici dreptul să se întâlnească unul cu altul. Iar acum o femeie dă pusna la el în casă. A fost o situație ridicolă, foarte complicată. Și pe Simon l-a pus într-o situație penibilă, dar și pe Hristos, că ea la Hristos a dus. Când ea a intrat, gazda a înlemnit. Toți oamenii prezenți la masă o cunoșteau, aveau o reputație foarte proastă. Și acum toți se așteptau ca Simon să facă ceva, adică să o obrăznicească și să o scoată afară. Sau dacă nu se grăbește gazda, Hristos, că la el s-a dus și lui spăla picioarele, să-i spună să plece.
Nici Simon n-a zis nimic, nici Domnul n-a zis nimic. Situația devenea din ce în ce mai tensionată. Fiecare își făcea în minte tot felul de scenarii. Însă despre scenariul din mintea lui Simon ne spune Scriptura. El, în loc să-i spună femeii să plece, în mintea lui îl judeca pe Mântuitorul și zicea el: dacă ăsta ar fi un proroc, el ar ști cine este asta și nu i-ar permite să se atingă de el. Ăsta nu-i om serios, ăsta nu-i proroc. Dacă ar fi proroc, ar ști. Și dacă ar ști, ar lua atitudine. Observați, dintr-o dată Simon a construit un scenariu și el se aștepta ca Domnul Iisus să intre în scenariul lui și să joace cum îi cântă el. Să știți că și astăzi se întâmplă la fel. Oamenii stau lângă noi, mai mari ca noi sau mai mici ca noi. Și în fiecare situație care se întâmplă, omul de lângă mine își face un scenariu și el zice așa: acum ar trebui să facă asta. Dar de ce ar trebui să facă asta? Pentru că așa gândește el. Și dacă el gândește așa, așa trebuie să gândească toată lumea. Simon a zis că numai el știe să gândească. Așa că i-a făcut imediat un plan Domnului Iisus. Și Domnul Iisus acum n-a făcut bine, că n-a făcut ce a vrut el. Și a făcut altceva. De câte ori nu ne supărăm noi, ba pe Domnul, ba pe alți oameni, pentru că nu fac cum nouă ni se pare că ar fi bine? Dar de unde știm noi așa de bine ce ar trebui să facă alții? Că uneori nu știm nici pentru noi ce să facem. De ce atunci când greșim, nu știm să facem pentru noi ceea ce ar trebui și dintr-o dată devenim așa de capacitați încât știm și ce ar trebui să facă Dumnezeu și ce ar trebui să facă cei de lângă noi? Dezechilibrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit. Observați, vă rog, că omul acesta, Simon Fariseul, era foarte scrupulos. Era atent cu detaliile legii și cu toate obiceiurile rituale. Însă el avea un mare dispreț pentru oamenii păcătoși. Din punctul lui de vedere, oamenii păcătoși erau inferiori. Dacă un om era mai păcătos, cel puțin păcătos în public, din punctul lui de vedere, omul acesta nu avea ce să caute lângă el, nu avea ce să caute în casa lui, nu avea ce să caute pe același trotuar cu el. În felul acesta gândind, el pur și simplu se vedea superior în raport cu oamenii păcătoși. Ce slujbă putea să facă un astfel de om la templu, când templu e un loc unde vin oamenii păcătoși? A fost creat un templu pentru că acolo să se ducă oameni ca să-și ierte păcatele. A fost întocmit un ritual. Erau acolo preoții care îi așteptau pe oamenii păcătoși. Cum a ajuns acest fariseu, care se credea alesul lui Dumnezeu, să se uite cu dispreț, cu superioritate, la un semen de-al său? Singura diferență între ei era că fariseul făcea păcatele pe ascuns, în timp ce femeia asta le-a făcut în public. Dar dincolo de această diferență nu mai era niciuna. Amândoi erau făcuți din țărână și amândoi erau păcătoși. Dar la fariseu i-a intrat în cap că dacă știe să facă păcatele într-un anumit fel încât să nu se vadă, iar dacă se vede să le explice, să găsească o scuză, atunci e ok. Și a dezvoltat repulsie față de oamenii păcătoși. Observați, la masa lui nu e niciun om păcătos. Pentru că nu se califică păcătoșii să stea la el la masă. El se învârtea într-un cerc de oameni bogați și cu poziții. Și acum intră femeia asta nepoftită, anonimă, o femeie cu o reputație proastă și el pur și simplu nu știe cum să se comporte. Așteaptă ca Mântuitorul să ia atitudine și să rezolve problema. Dar Mântuitorul nu lua atitudine, că după el se țineau toți păcătoșii, că el era prietenul păcătoșilor. Asta spune Scriptura. Cum să alunge Hristos un păcătos când el a spus că păcătoșii au nevoie de mântuire, după cum bolnavul are nevoie de doctor? Și astăzi există această tendință să creăm biserici
cu un grup select de oameni care nu păcătuiesc, iar dacă intră vreunul care totuși e păcătos public, dintr-o dată este rău venit. Oameni dragi, de când e biserica, biserică, de când e templu, templu, de când e sinagogă, sinagogă și când e, de când e cortul întâlnirii, cort al întâlnirii, aceste locuri, clădiri, au fost destinate pentru omul păcătos să-și caute Dumnezeul și în brațe cu un miel sau în inimă cu mielul lui Dumnezeu să-și găsească iertarea, liniștea și viața veșnică. Dar este acolo și Simon și de ăsta nu poți să treci. Ăsta stă în drum. Și ăsta nu-i suferă pe oamenii păcătoși. Dumnezeu îi cheamă și ăsta îi disprețuiește. Pentru că atâta poate. Observați, el n-a ocupat locul de la picioarele lui Iisus. Era la fel de păcătos ca femeia asta. Care e diferența între noi? Unul păcătuiește cu gura, unul păcătuiește cu ochi. Unul păcătuiește astăzi, altul păcătuiește mâine. Nu e nicio diferență între noi. Toți suntem oameni făcuți din aceeași frământătură. De ce atunci atâta intenție să părem mai sus decât oamenii? El nu s-ar fi aplecat niciodată la picioarele Domnului Iisus. Pentru că el nu avea motive să stea acolo. Acolo stăteau oameni păcătoși, dar el nu era păcătos. El era fariseu. Fariseii nu păcătuiesc. Ei trăiesc după cele mai exigente standarde de neprihănire. Scriptura ne spune că oamenii aceștia aveau mai multe atitudini prin care și afișau superioritatea religioasă. Uitați-vă, vă rog, cum poți ajunge să crezi că ești mai bun decât alții? Să-i tratezi pe alții cu dispreț, verbalizat sau neverbalizat. Să-i tratezi pe alții inferiorizându-i mintea ta. Gândiți-vă la următoarele alternative. 1. Cu cât vom fi mai buni în ochii noștri, cu atât vom fi mai impresionați de noi înșine. Noi ne vom autoimpresiona. Pentru că ne creăm în mintea noastră scenariul. Vă aduceți aminte cum se ruga fariseul? Eu nu sunt ca ăsta. Așa se roagă farisei. El nu-i ca ăsta. El este o excepție. Frații mei, știți cine poate să devină fariseu? Fiecare dintre noi. Absolut fiecare dintre noi. Să cultivăm în propria noastră inimă o imagine despre noi care este deasupra la cei mai mulți oameni sau la un număr mai mic de oameni. Și să spunem în mintea noastră, eu nu sunt ca ăsta, eu nu sunt nici ca ăsta, eu nu sunt nici ca ăsta, eu sunt mai bun. Ei, atunci când noi gândim așa, noi devenim impresionați de noi. Și pur și simplu, în mintea noastră, noi devenim niște oameni mai buni. Asta nu înseamnă că e adevărat. Poate fi adevărat în sensul că el nu face 10 păcate ca cel de lângă el, dar e suficient ca să faci un păcat să fii păcătos. Te încadrezi să plătești amenda pe roșu când ai trecut o dată, nu de 9 sau de 10 ori. Priviți, vă rog, ei se rugau în public. Puteau să se roage și acasă, dar nu-i vedea nimeni, asta era problema. Ei purtau haine lungi, știți de ce? Pentru că pe hainele acestea aveau lipite tot felul de lucruri care erau niște simboluri de spiritualitate. Și prin hainele acestea ei ieșeau în evidență. Dumneavoastră vă mai aduceți aminte când vă spuneam că lungimea hainelor avea un mesaj. Soldații purtau haine mai scurte ca să fie mobil, să se poată mișca în luptă. Bărbații, în general, purtau haine un pic mai lungi. Femeile purtau haine și mai lungi. Nu intru acum detalii să vorbesc despre alte categorii de oameni, am vrut numai să menționez că ei aveau niște haine prin care doreau să fie puși în evidență între oameni. Ei urau să fie la fel cu ceilalți. Erau banali dacă erau la fel cu ceilalți. Ei trebuia să fie moțul, nu basca. Ei trebuia să fie deosebiți, pentru că așa erau în mintea lor. Credeau că așa e și în realitate. Încă ceva. Ori de câte ori se duceau la templu să pună bani,
îi aruncau așa de sus să facă gălăgie, ca să sune a mulți. Sau chiar dacă erau mulți, să audă până departe. Și toată lumea spunea, ăsta trebuie să fie un fariseu, că prea se aude zgomot mare. Bă, dar ce bani mulți dă ăsta. De ce trebuie să faci asta? De ce trebuie să știe alții? De ce trebuie să spui? De ce atâtea povești despre merite personale? De ce ai nevoie? Unde este umilința pe care o predică Scriptura? Unde este modestia care caracterizează pe un copil al Domnului? Simon însă era un fariseu. Avea o părere înaltă despre el și desprețuia pe oameni. Lui se părea că asta e religia cea mai bună. Un al doilea lucru pe care îl făceau ei, construindu-și în minte o justificare pentru atitudinea lor, ei credeau că cu cât devin mai buni, cu atât trebuia să fie mai separați și mai izolați de ceilalți oameni. Deci cu cât erau în ochii lor mai buni, cu atât de tare, cu atât mai mult se detașa de păcătoși. Să nu te apropii de mine că mă murdărești, devin necurat din cauza ta. Asta era mentalitatea care pur și simplu îi făcea să fie izolați de societate. Nu să vă mai aduceți aminte când predica Iisus, că mulțimile se duceau peste tot și ei au trimis să-l prindă și să-l aducă legat. Și oamenii s-au întors fără el și ei au întrebat, de ce nu l-ați adus? Și ăștia lăcrimând au spus, omul ăsta vorbește cu putere. Omul ăsta nu vorbește ca voi, omul ăsta vorbește cu putere. De unde venea această putere? Oricum, nu din aroganță, nu din mândrie, nu din păreri înalte, nu din disprețuirea altora. Întâlnești un bâlbâit sau un cocoșat și îi spui, bună ziua, cocoșatule. Să-l saluți bine, dar chiar era nevoie să remarci că e cocoșat? El nu știe că e cocoșat. E nevoie să-i mai pui și tu un cococoaș astăzi? De ce e nevoie de treaba asta? De ce trebuie să remarcăm defectele altora? Pentru că prin comparație cu niște oameni slabi, noi suntem puternici. De ce nu ne e milă de oamenii cu defecte? Oameni cu handicap spiritual, oameni cu incapacități spirituale. De ce trebuie să punem în evidență că el e cum am fost eu cu o săptămână în urmă? Că în ultima săptămână am avut mai mult succes. De ce? De unde vine lupta asta și dorința asta noastră să punem în evidență greșelile și păcatele altora? De ce? Nu mai suntem frați, nici măcar verișori? Ce înseamnă asta? Dar Simon e un fariseu și el nu știe altceva. El pur și simplu trebuie să-și pună în minte niște scenarii care îi dau sentimentul că este bun și important. El a cunoscut-o pe femeia aceasta păcătoasă care a intrat în casa lui, a judecat-o, a contestat-o și a așteptat ca Iisus o dea afară. Și pentru că Iisus nu a gândit așa și a permis să-l judece și pe el și să-l conteste și pe el. Și a spus, tu nu ești măcar proroc. Există posibilitatea să nu-i acorzi Mântuitorului nici măcar titlul de proroc, nu de Fiul al lui Dumnezeu, nici măcar de proroc. De ce? Că nu joacă cum cânti tu? Că nu-ți răspunde la rugăciuni cum vrei tu, că nu conduce universul cum te aștepți tu. Simon era un astfel de om. Dumneavoastră vă puteți imagina ce fel de om era omul ăsta? Cum putea mintea lui să fie atât de rău, iar el să se vadă atât de bun? Doamne, Doamne! Uitați-vă la încă un lucru. Cu cât se simțea mai bun, cu atât devenea mai lipsit de evlavie, de orice calitate relațională, de orice calitate religioasă, de orice calitate spirituală. Devenea tot mai acru. Avea o problemă cu femeia asta. Dar unde să se ducă o femeie dacă nu la Iisus? Păcătoasă, o femeie sau un bărbat păcătos? Unde să se ducă? Atunci când pe mine mă mustră conștiința de ce am spus, de ce am făcut, frații mei, dacă nu mă primiți aici, unde să mă duc? Să mă duc la aeroport? Dar acolo nu se ocupă ăia cu iertarea păcatelor. Să mă duc aici la restaurant? Dar nu se ocupă cu asta. Să mă duc la spital? Doctorii râd de mine. Ei vor să mă opereze la carne, dar la inimă, la duc, la suflet. Nu se ocupă nimeni decât Dumnezeu. Și Dumnezeu are o casă. Și în vremea aia se numea sinagoga. Se numea templu. Și Simon stătea proțopit în ușă și se enerva la maxim când o vedea pe femeia asta că intră și ea acolo. Ce caută asta aici, că asta e păcătoasă? Dar matale nu ești? Nu, nici vorbă!
Un ultim lucru pe care vreau să-l spun în ideea asta este că atunci când el devenea mai bun, credea că Dumnezeu este impresionat în mod plăcut de el. El pur și simplu credea din tot sufletul că Dumnezeu moare de dragul lui. Nu suportă pe păcătoasa asta, nu suportă nici pe alții ca ea, dar pe el Dumnezeu îl iubește foarte tare, că el e un om bun. Dar unde era el bun? În mintea lui. Fraților, credeți-mă că orice om poate să-și creeze în mintea lui o irealitate și să trăiască în funcție de ea. Și vine și te contrazice și spune: nu, Domnule, așa este. Pentru că ori de câte ori tu îți repeți un lucru în minte, el devine adevăr pentru tine. Uitați-vă, vă rog frumos, că nu o persoană din popor se purta atât de rece, atât de aspru, atât de nemilos, atât de expeditiv, de restrictiv, ci un om care făcea parte din elita spiritualității evreiești. Înțelegeți acum de ce un pic de-a lungul istoriei s-a cultivat repulsie pentru biserică? Pentru că întotdeauna Simon a fost acolo. Și oamenii l-au văzut și au spus: dacă așa e la biserică, duceți-vă voi, că eu nu mai merg. Simon era acolo. Nivelul lui Simon nu putea fi atins de nimeni. El nu putea să stea la picioarele lui Iisus. Era un loc prea jos pentru el. Femeia păcătoasă s-a dus, a plâns, a cheltuit și a găsit liniște acolo. La picioarele lui Iisus sau la masă cu Iisus? Asta este o întrebare la care trebuie să răspundem. Pentru că provocările acestea, să știți, că n-au fost doar în generația lui Simon. În orice generație, oamenii care vin la biserică sunt tentați, sunt ispitiți să cadă într-un păcat sau în altul de genul acesta de supremație. Pentru că adevărul este că aici oamenii care vin cultivă o viață mai sfântă, mai curată. Indiferent dacă este curată de plin sau este protejată de o aparență de ipocrizie. Dar cum un om care vine la biserică și îl cunoaște pe Dumnezeu să restricționeze dreptul unor oameni păcătoși să vină la biserică? Nu este biserica locul unde oamenii vin cu păcatele lor să fie iertați? Ba da, există posibilitatea ca atitudinea aceasta a lui Simon să-i oprească pe oameni, evident. Credeți-mă, femeia asta a intrat cu forța în casă la el. Nepoftită, a dat busna ca și cum a nimerit la altcineva în casă. N-a avut altă metodă decât să intre așa, abuziv. Sunt mulți oameni care abuziv ajung la picioarele Domnului, pentru că întâlnesc tot felul de piedici. Piedici care se constituie în evenimente, în experiențe, în lucruri sau poate chiar în oameni. Și uneori în oameni care stau aproape de Iisus, dar au în mintea lor o părere despre ei ca despre Dumnezeu. De partea cealaltă, Domnul ne spune în Apocalipsa, în capitolul 2, vă mai aduceți aminte câte calități a înșirat Domnul în această scrisoare pe care o adresează bisericii? Înșiră câteva calități. Deschideți Scriptura și o să vedeți. Capitolul 2, versetele 2 la 5. Știu faptele tale și înșiră Domnul câteva calități. Dar vă aduceți aminte ce i-a reproșat? Ți-ai părăsit dragostea de la început. Dragoste unde avea loc și păcătosul, și vecinul, și prietenul, și dușmanul, și alți oameni. Dumnezeu nu poate deveni personal în sensul că e numai Dumnezeul meu. Dumnezeu este ca aerul, ca apa, El este al tuturor oamenilor. Și un om are posibilitatea să se pocăiască până în ultima clipă când își pune mâinile pe piept. Este adevărat că ar trebui să se pocăiască astăzi, dar oamenii sunt diferiți. Eu numai pe mine mă pot pocăi astăzi, că numai asupra mea am control, dar nu am control asupra altuia. Haideți să ne uităm un pic la persoana de la picioarele Domnului Iisus. Observați, vă rog, câtă umilință. Adevărul e că avea ce plânge.
își plângea păcatul. Femeia aceasta a venit plângând. Probabil că a cercetat-o Duhul lui Dumnezeu, poate cuvântul lui Dumnezeu, poate o fi stat de vorbă cu vreun bătrân, poate o fi stat de vorbă cu maică sa sau bunică sa, o fi fost o femeie evlavioasă, poate o fi stat de vorbă cu cineva de la sinagogă. Nu știu cum s-a produs schimbarea în mintea ei, dar plângând a dat la o parte orice regulă a comunității și a făcut un lucru absolut nepermis. A intrat în casa unui om, o femeie între bărbați, fără să fie invitată. S-a dus atingând un bărbat, a început să plângă, asta înseamnă că stătea aproape lipit de picioarele lui și cu părul îi ștergea picioarele. E un gest cu o anumită notă de intimitate. Cum poate o femeie să facă asta? Păi ea e o femeie păcătoasă, de-aia face asta. Dar femeia asta păcătoasă de data asta plânge. Până acum nu plângea. Făcea aceleași lucruri, dar nu plângea. Acum plânge. Uitați-vă în generația noastră că se plânge foarte puțin. Dacă ceva mă sperie, mă sperie că oamenii nu mai plâng. Nu mai plâng la predică, nu mai plâng la cântare, nu mai plâng la rugăciune. Nu mai plâng, nu mai curg lacrimi. Ăsta nu e un semn bun. Nu vreau să spun că trebuie să fim niște dezechilibrați emoțional și să ne apuce plânsul. Nu asta vreau să spun. Dar vreau să spun că uneori ne cercetează Dumnezeu. Ne cercetează printr-o cântare, printr-o predică, printr-o emoție, prin ceva ce ni se întâmplă. Și pur și simplu, așa e omul făcut de Dumnezeu, să refuleze, să ventileze emoția, poate bucuria sau regretul. Și femeia asta s-a năpustit în casa lui Simon plângând. Și Iisus n-a oprit-o. El a știut că plânsul ăla e jalea ei. Pocăință în primul rând înseamnă jale. O jale care iartă toate păcatele de când te-ai născut până astăzi. Trecutul poate fi iertat doar prin pocăință. În prezent, înfrânarea evită păcatul, dar în trecut, pocăința iartă păcatul. Femeia asta și-a jelit păcatele. Și Domnul n-a oprit-o. El pentru asta a venit. Cum să o oprească? Ar fi un nonsens. Dumnezeu se bucură de pocăința oamenilor. Când intră un curvar, când intră un drogat, când intră oricine, Hitler dacă ar mai trăi și ar intra astăzi aici, Putin că trăiește în locul lui Hitler, dacă ar intra astăzi aici, el are același drept să se pocăiască ca orice muritor. Absolut are același drept. Știu că ce face el este inuman, este îngrozitor, dar Dumnezeu nu gândește ca noi. Dumnezeu iartă păcatele oamenilor dacă ei se pocăiesc. Oamenii au dreptul să creadă, să se pocăiască și să fie iertați. Priviți, vă rog, simplitatea acestei femei, căința ei aproape naivă, inocentă. Trece drept o femeie fără minte, intrând acolo între bărbați, se comportă cu o anumită măsură de intimitate. Nici nu mai gândea bine ce face. Emoția aceea, poate bucuria, poate sentimentul ăla de libertate pe care nu l-a mai avut. Cine știe prin ce o fi trecut? Cine știe ce o fi făcut în viața ei? Dar din fericire a ales persoana potrivită. Când te apucă pocăința, când simți că splângi păcatele, ai grijă la cine te duci, că te poți duce la cineva care te oprește, care te descurajează, care îți spune că nu faci bine. Și în loc să pui mâna pe ce aștepți de mult să pui mâna, te întorci cu mâna goală, ai grijă. Dumnezeu este singura persoană care te poate înțelege. Oricât de bun ar fi un om, pastor, nepastori, lideri, oameni în vârstă, ori avea mai multă înțelepciune decât alții, mai multă experiență, mai multă școală, dar un muritor rămâne un muritor. Așteptările noastre față de muritori nu ar trebui să depășească condiția de muritor. Nu putem să comparăm un om cu Dumnezeu. De aceea nimeni nu se poate califica în comparație cu Dumnezeu. De aceea El este locul de refugiu. El este Cel care ascultă rugăciunile. El a murit pentru ca să ne poată primi. Cea mai păcătoasă femeie, dacă se întoarce la Dumnezeu, El o iartă. El o iartă pentru că pocăința iartă orice păcat, multe, mari, mici sau puține. Uitați-vă, vă rog, dragostea de Dumnezeu la această femeie conduce la închinare, la Simon conduce la judecată. Pentru că singurul lucru care îi lipsea la acest bățos de fariseu era dragoste.
Avea de toate, dar numai dragoste de oameni n-avea. Lui nu-i păsa de prăpădita asta de lângă el. După el să se ducă în fundul iadului, dar după Hristos trebuia să meargă în cer. Întotdeauna dragostea de Dumnezeu îl conduce pe omul care are dragostea de Dumnezeu la închinare, nu la judecată și critică. Simon critica și judeca pentru că în el nu era dragostea Domnului. El era o persoană restrictivă și selectivă. Din punctul lui de vedere, oamenii păcătoși n-aveau niciun drept să iasă, să plece de aici. Și astăzi neamul lor privește așa pe toate etniile. Încă ceva, dragostea adevărată transformă viața, nu mimează transformarea. O transformă efectiv. Pocăința reală schimbă viața, nu mimează schimbarea. Simon trăia, dar el nu era așa cum era în public. El era plin de venin în interiorul lui. El era selectiv și răutăcios. Era dominant, era restrictiv. Nu așa trebuie să fie un om al lui Dumnezeu. Eu nu-mi pot permite să fac pe stăpânul în casa lui Dumnezeu. Cum a fost Hristos, trebuie să fiu și eu. Sigur, nu o să pot ajunge la nivelul lui, dar trebuie să tind să fiu ca el. Nu pot să cultiv restrictivitatea când el spune veniți la mine. Eu să spun tu da, tu nu. Dar pe ce bază? Pe simplu fac că mă cheamă Simon. Încă un lucru. Dragostea este curajoasă. Lipsa dragostei urmărește să cadă bine întotdeauna. Femeia asta n-a căzut bine, a intrat acolo, s-a făcut de rușine. Dar ce importanță mai are când Hristos te primește și te iartă? Față de cine s-a făcut vinovată? Față de niște oameni care erau ipocriți. Iar pe ea nu-i interesa ce crede ăștia. Nici nu știu dacă, și să nu mă duc mai departe cu imaginația. Apoi, dragostea slujește, nu caută control și putere. Simon, ca toți fariseii din generația lui, ceea ce căutau erau control și putere. Încerca să controleze populația și încerca să își manifeste puterea. Femeia aceasta a încercat să slujească. Dragostea întâlnește dragostea lui Dumnezeu și manifestă dragostea lui Dumnezeu. Închei spunându-vă următorul lucru. Am citit despre povestea unui polonez care era un rabin și a fost un om foarte rău cu soția lui. Ea a murit și a rămas cu fica ei, cu fica lui. El a încercat să o abuzeze pe propria lui fată, s-a mutat în America, în Virginia. Fata asta a avut o viață foarte, foarte grea cu el. În această tensiune în care a crescut și a trăit, a devenit vulnerabilă oamenilor care îi ofereau o urmă de iubire. În felul ăsta a ajuns să trăiască cu un vecin care n-avea niciun interes să se căsătorească cu ea. A rămas însărcinată, tatăl ei a trimis-o în New York undeva unde putea să scape de cop de sarcină, ea s-a întors, a căzut în mâna la un alt bărbat de felul acesta, până când într-o zi a întâlnit un băiat care s-a căsătorit cu ea. Băiatul ăsta era un om credincios. Au avut un copil, pe Jan, și Jan s-a făcut mare. În perioada aceasta dintre naștere și s-a făcut mare, mama l-a luat cu el întotdeauna la biserică, indiferent cum se simțea, indiferent ce probleme, ce piedici existau, ea n-a lipsit niciodată de la biserică. Și ori de câte ori ajungea la biserică, plângea. Și copilul, când s-a făcut mai mare, avea o întrebare: de ce plânge mama când ajunge la biserică? Și într-o zi a întrebat-o: mami, de ce plângi când ajungi la biserică? Și a spus: ăsta este singurul loc unde mă simt iubită cu adevărat și unde sunt fericită. Ăsta este locul unde mă simt în siguranță, unde nimeni nu mă abuzează și nu mă place doar pentru trupul meu sau pentru alte lucruri pe care eu le am. Nu mă șantajează, nu mă exploatează. Aici mă întâlnesc cu Iisus. El atât de mult m-a iubit încât a murit pentru mine. Și simt să plâng că plânsul ăsta mă ușurează. Plânsul ăsta mă eliberează. Prin plânsul ăsta scap de toate amintirile trecutului meu, de toate urâtul ăsta pe care l-am purtat de-a lungul anilor.
M-am simțit o persoană de mâna a doua, de mâna a treia. Am fost abuzată, niciodată iubită, am fost folosită, exploatată, manipulată. Dar atunci când ajung aici și mă întâlnesc cu El, cu Domnul meu, atunci sunt fericită. Și îmi doresc tot mai des să vin aici, pentru că îmi doresc să fiu cât mai fericită. Oamenii lui Dumnezeu, pasajul acesta ne vorbește despre o femeie care a fost împiedicată când de ea, când de alții, să-L caute pe Dumnezeu. Dar într-o zi L-a găsit, deși a făcut lucrul acesta trecând peste normele de comportament ale timpului ei. Și până la urmă a plecat mântuită. Vă mai aduceți aminte ce i-a spus Iisus? Credința ta. Credința ta te-a mântuit. Femeia asta, pentru că a păcătuit mult, acum iubește mult. Întotdeauna să știți că cine a păcătuit mult are un trecut tumultos, îngrozitor. Omul ăla, când a fost iertat de așa de mult, cu aceeași intensitate și direct proporțional, simte și recunoștința și mulțumirea și bucuria față de Dumnezeu. Oameni dragi, învățăm din pasajul acesta o mulțime de lucruri și nu mai e timpul să trag concluziile. E un pasaj ușor și noi îl cunoaștem cu toții. Însă eu vă recomand, căutați locul de la picioarele lui Iisus. Cultivați modestia. Fiți oameni cu un suflet frumos. Primiți pe toți. Iertați-i, iubiți-i. Comportați-vă ca și cum toți oamenii ar merita să vă comportați așa, indiferent dacă e adevărat sau nu. Dacă cineva vă urăște, zâmbiți, iubiți, rugați-vă, nu răspundeți la fel. Pentru că la picioarele lui Iisus există loc. Poți să stai și la masă, ca de la egal la egal. Fariseii vor neapărat mărire, recunoaștere, confirmare. Vă încurajez să cultivați modestia, că firea asta pământească, dacă îi dăm material, dacă îi dăm gloanțe, să știți că primul pe care îl va împușca suntem noi. E bine să o zdrobim, e bine să ne smerim. Pavel spunea, mă port aspru cu mine, nu cu alții, mă port aspru cu mine, ca după ce am predicat altora și eu să am parte de ce am predicat. Noi suntem ființe trecătoare. Și mâine, poi mâine ne oprim și noi ca alții. Vă întreb, de ce să nu avem mai mult interes? Și de ce să nu fim mai siguri că ceea ce facem îl onorează pe Dumnezeu după cartea aceasta, nu după mintea noastră? În numele Domnului mă rog, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze și să devenim niște persoane pline de dragostea lui Dumnezeu, care o manifestăm acasă, în raport cu oamenii buni și în raport cu tot felul de oameni, că așa a fost și Mântuitorul nostru. Amin. Haideți să ne rugăm.